Astăzi, 14 martie 2022, m-am apucat de groapa pentru raton. Ia uitați, am venit pregătit, ustensile. Facem groapa. Să facem cât mai adâncă. Să vină oameni de ăștia curioși. Ratonul ăla e de o săptămână acolo. Nimeni nu l-a luat de acolo. E nisipos pământul. Dacă aveam o cazmadă aia mare, era ok, dar am zis să-mi iau ustensile de-astea mici, să nu creadă lumea că am omorât pe cineva. Vă dați seama. Nu încerc să o fac cât mai adâncă, dar nu știu. Mamă, și e și mare ratonul ăla. Am făcut aproape jumate. Hai că nu-i nimeni pe aici. Vedem cum îl facem, venim așa. Mare ratonul. Dar e muncă. E așa ușor. Acum trebuia o cazma și o lopată. Mă descurc și cu asta acum. N-am ce să fac. Bine că pământul nu e așa tare. E nisipos și e moale. Mai luăm o pauză. Hai că am făcut ceva. Eu să fac cât mai adâncă. Asta iau o pauză de masă. Ce credeți, să mănânc o banană de ziua de azi? Asta e mâncarea mea. E bună, bă!
dacă aveam o cazma mare socotită, băgam de 4-5 ori piciorul în ea, scoteam imediat pământul, o groapă mare. Am zis înainte să-i fac groapa și după aceea să-l aduc aici. Îl bag într-un sac mare de plastic. Hai să mai dăm. Putem? Nu e greu de făcut, dar e o poziție incomodă, așa. Ăsta a plecat. Niște muncitori pe aici, mai trag copii pe la ei. Nu cred că l-am omorât cu un muncitor. Doamne ferește. Hai că s-a făcut groapa aproape. Mai am puțin. Mă uităm puțin așa. Hai că dau pe aici puțin. Atâta. Bam, bam. Hai să vă arăt și vouă groapa. Uitați cât am săpat cu ustensilele, mai mult cu lopățica asta mică. Am venit să mai săp aici la maraton. Am făcut o groapă cam atâta. Ratonul e atât de lat și atât de, nu știu cum să zic, de gras. Are burta atâta, nu știu cum să zic. Să mă gândesc cum să-l pun. Este să mai stau încă atâta, dar să încapă sigur. Nu-l aduc degeaba, să-l pun la suprafață ca să-l descopere coioții, animalele. Am dat mâncare la păsări. Am venit de acolo. Deci prima oară am săpat, am dus la păsări și sap iar.
ca să fiu sigur că intră aici. E bine. Hai să mai dăm. Bicicletele pe aici. Nu vreau să vadă ce fac eu aici. Îi aud. Perfect, bă. Perfect. Vezi că se putea mai bine. Gata, lăsăm așa. Bam, bam. Ia uitați cât am săpat. În groapa adâncă. Bam, bam. Am venit să mai mă uit la raton aici, să mai studiez puțin, să fiu sigur că am făcut groapa cât trebuie. Astăzi fiind, cred că 14 martie 2022, mai mult ca sigur, luni, fiind luni, mamă, e mare rău, e mare rău. Nu te iau bursucule de aici. Uite, cineva a pus o sticlă sau a zburat o sticlă. Bursucule, cum te iau de aici? Mamă, cât de mare. Uitați că am pregătit sacul de plastic. Vreau să-l pun pe aici, pe undeva. Piatra asta. O să vin diseară aici. Nu-l iau acum, deși era ok, dar las. Am un drum diseară pe aici. Am dus să văd o finală la sală. Și când mă întorc de la 71 sfert finala, ori vin mai devreme pe aici, pe la 6 și ceva, oricum o iau pe jos și mă duc încolo, așa. Ori după finală, pe la 9-10 pe aici. N-am ce să fac, nu pot să las ratonul acolo atâta timp. Să scumpăț ceva ca să-l împing. Uite, iau de aici. Îl împing în sacul de plastic. L-am luat. Și aia e. Și îl duc acolo. Cred că am făcut groapa destul de mare. Mâine, pe timp de zi, o să vin cu... să pun niște pietre pe pământ. Iau pietre de alea mari să văd de unde, de pe aici. Să fac treaba ca lumea dacă o fac. Treaba e gândită deja.
am sperat că îl vor lua de aici, vor duce unde trebuie să-l ducă, dar se pare că n-a făcut nimeni nicio sesizare. Eu nu știu pe aici ce trebuie să fac. Eu știu doar că trebuie să-l duc acolo unde l-am făcut groaba. Atâta știu. Știu că e suficient. E foarte bine. Hai, bam. Ce credeți că am venit echipat? Mi-am luat o cazma cum trebuie. O să vă arăt. Am băgat-o într-un sac de plastic. Vreau să sap acolo la Raton. El încă e acolo la stradă. Deci fac chestia asta pentru că trebuie să o fac. Cine știe de când e Ratonul acolo? Eu l-am văzut de o săptămână, să nu fie mai mult timp. Deci văd că nu s-a ocupat nimeni de această problemă. Uitați și cazmaua, am băgat-o într-un sac de plastic negru. Mai fac groapa și după aceea mă duc la meci și vin după aceea și seara să vedem cum mă prinde aici. M-am luat-o pe jos. N-am mai putut să mai sap acolo la Raton. Lume pe acolo, prin jur, nu știu ce, la. Mă duc la meci să văd o finală. Place de acolo de o gazică. Mă duc să văd cum joacă. Mai am ceva de mers. 45 de minute, cine știe cât. Pe la 7 și un sfert seara e meciul. Am stat pe acolo, pe la Raton, să văd dacă pot să mai sap, nu știu ce. Lume pe acolo mult acum seara. Dar e zase, când mă întorc, o să fie întuneric. Că vreau să-l îngrop așa cum trebuie, adică nu sap așa pe la suprafață, l-am pus, am aruncat puțin pământ pe el și gata, nu. Vreau să sap adânc, ca să nu-l dezgroape animalele sălbatice din parc. Bam, bam. Ce credeți? Am întors de la meci, pe jos, bineînțeles. Am lăsat cazmaua pe lângă Raton, pe acolo. Sper să mai găsesc. Asta e lucrare nouă. Am terminat și trotuarul cât de cât, cu două întreruperi mici, înainte să lua pe jos pe aici, pe pământ. Am făcut și un pod aici. Observ. Nu știu cum să fac. Să bag Ratonul în sac de plastic cu cazma, o să mă folosesc de cazma. Vă dați seama, o să pun mâna și să merg direct la groapă sau să mă duc să mai măresc groapa. În moment ce îl bag în sac de plastic trebuie să-l duc neapărat la groapă, adică n-am unde să-l mai las. Adică să-l mut de acolo, să-l duc mai jos, să vin ziua. E cam complicat. Că risc ca a doua zi să dea animalele peste sacul de plastic, cu Ratonul în el, să îl mănânce, nu? Da, animalele se mănâncă între ele. Hai că mai am puțin să ajung acolo. Dacă nu veneam la meci, terminam treaba de mult. Dar na, am încercat să mai stau, era lume pe acolo, nu știu ce. La. Nu am nevoie de spectatori. Putem să știe stânga ce face dreapta și invers. Cel mai bine așa. Toate că eu fac un lucru bun, adică nu fac ceva
aiurea, când nu am omorât eu ratonul, Doamne ferește. L-a omorât unul care a trecut cu viteză, cine știe ce, cum a trecut ratonul, l-a prins săracul, n-a mai avut timp să scape, l-a lovit o mașină de aia mare, deși nu se vede că e lovit, dar ceva în interior acolo a fost lovit și cine știe. E pe partea cealaltă care a tot stat de vreo 2 săptămâni. Hai, vorba multă sărăcia omului, încerc să mă ocup, încerc să și filmez așa, nu foarte mult, nu știu, să vedem. Hai, bam, bam. De 11 noaptea. Lună plină, țică. Da, uitați, eu cu cazmaua. Am un sac de plastic. O să văd dacă pot rezolva să fac groapa mai mare. Dacă vin coioții, dau cu cazmaua. Deci am de ce să mă apăr. Bineînțeles. După aceea, ultima sarcină, să bag ratonul în sacul de plastic și să-l aduc aici în groapa gata făcută. Ia să vedem ce mai am de săpat. O să o tai pe aici frumos. Hai că-mi place că se vede și cu blițul. Ia pe aici frumos. Sunt ca în filmul aia de groază. L-am omorât pe fraier, i-am luat banii și am venit să-l îngrop. Să nu mă prindă poliția. Nu-i mă groapa aia. A dispărut groapa aia. Nu ești nebun. Am făcut o groapă aici. Încă nu o văd. Să nu cad singur în ea. Păi ești nebun, ea stupată? Vezi că nu mai găsesc groapă. Uite-mă aici. Nu mai găseam groapă. Perfect. Hai să pun telefonul jos, bam, bam. Am prins lanternele. Ca să văd ce fac aici. Hai să mărim. E altă viață, tată. Altă viață. Adâncă, tata, adânc. Altceva. Ia mă văd, hai că mă văd. Voi ce-ați face în locul meu? Mă tare zis aici. Frata, frata. Hai ca nu stiu. Întorc camera, bam bam. Ia uitați, groapa adâncă, bam bam. Noaptea, lună plină, cât de cât, bam bam. Ce se pare acum, acum am sacul de plastic. Dacă reușesc. Da.
mama, e cam complicat, da. Am mai intrat aici. Fac un bine. Am reușit să-l bag. Hai să filmez și cu ăsta acum. Ce miroase! Candește! Bam, bam! Vedeți-mă că mi-a rumâna. E care 20 de kg asta. Am lăsit casma. Luăm, punem și casma. Și gata. Mamă, dar ce urât. Vă dați seama? De 2 săptămâni. Hai de capul mie. Ce greu. Hai că trebuie să mă ocup cu două mâini, bam, bam. Să dau drumul la video. Urcăm ratonul în groapă. Ce urât miros. Trafix. Acum punem pământ peste el. Și tu s-a întâi de ochi. Înglopăm bine. Să nu-l dezgroape cuioți. Să mut ăsta de aici. Mi-a luat lanternă. Vă totorim puțin așa. Aia e. Perfect. Ia uitați ce am făcut eu aici. Gata, deci e îngropat. Bătătorim puțin așa. Aici o să aduc mâine pietre. Pun lemnul ăsta să știu unde l-am pus. Hai, bam, bam. Mă duc acasă. E noapte și e târziu. Și am încheiat misiunea cu brio. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ocazia asta să fac și eu un bine. Printre atâtea câte am făcut, dar asta e cel mai bine. Nu poți să lași un animal să putrezească afară. Americanii ăștia păgâni nici nu interesează. Uitați, eu noaptea prin parc îmi risc viața. Acum pot apărea coioții. Rog că am casmaua. Dacă nu veneam cu casmaua,
și rămâneam cu aia mică, nu știu ce mă făceam. Am procedat bine, am zis întâi mă duc la meci, că n-am timp să-l îngrop, că erau oameni pe aici, era ziua, și acum vin noaptea, pe la meci, direct aici. Puh, mi-a luat o piatră de pe suflet, de pe inimă, mă simt excelent și face și voi ca mine, dacă vedeți animale lovite, moarte, nu le lăsați pe stradă, că este păcat. Am lăsat aici saci de plastic și lopățica aia mică care nu cred că făcea treabă. Am făcut ceva treabă ziua, asta mare bătea la ochi, dar am zis că vreau să fac mai adâncă, să știu că nu o să ajungă cuioții acolo. Dar asta e, mâine aduc pietre acolo, sper să nu dezgroape. Bam, bam, ce-ați lopățica mică.